În urmă cu 50 de ani, uzina mecanică din Galați își număra economiile. În 1964, muncitorii, inginerii și tehnicienii au făcut economii de peste 200.000 de lei, datorită descoperirii și valorificării rezervelor interne. Astfel, la indicația Comitetului de Partid, conducerea tehnico-administrativă a reorganizat comisiile pe secții și uzină, în vederea descoperirii și punerii în valoare a tuturor rezervelor existente la locurile de producție. În acest fel, doar în luna ianuarie din 1965, comisiile au valorificat materiale cu o valoare de 30.000 de lei. După ce reparația tractoarelor și mașinilor agricole a fost finalizată, iar cantitatea necesară de semințe pentru primăvară a fost asigurată, lucrătorii din GAS Romanu au trecut la executarea lucrărilor de fertilizare a solului. Ei au aplicat câte 80-90 de kilograme de azotat de amoniu la hectar pe 950 de hectare și au împrăștiat pe 86 de hectare de teren 1700 de tone de gunoi de grajd. Consiliul de conducere al Cooperativei Agricole de Producție Pădureni în activitatea sa urmărea obținerea unor recolte bogate în anul 1965. Ca urmare, încă din toamnă s-au încorporat sub brazdă 28.000 de kilograme de superfosfat pe terenurile destinate culturilor de porumb, iar alte 35 de hectare au fost fertilizate. Un însemnat număr de cetățeni din Mărășești a răspuns cu entuziasm la numeroase acțiuni obștești pentru ca orașul lor să devină din ce în ce mai frumos. Această activitate a adus Mărășeștiului o răsplată bine meritată, premiul întâi pe regiune în întrecerea patriotică. Pe lângă câteva lucrări de întreținere a străzilor și trotuarelor, cetățenii au participat la șterneri de pietriș în suprafață de 110.000 de metri pătrați. Cu bolovanii de râu și alte materiale au fost reparate drumuri pe circa 2.000 de metri pătrați. Pe cei 50.000 de metri pătrați de zonă verde au fost plantate 80.000 de flori. Valoarea tuturor lucrărilor obștești realizate cu ajutorul oamenilor depășește 1.000.000 de lei. Însă realizările îi conferea orașului Mărășești un aspect tot mai atrăgător. Lucrătorii din cadrul Cooperativei de Consum din regiune, sub îndrumarea organizațiilor de partid, au acordat o deosebită atenție îmbunătățirii muncii de studiere a cererii de consum, extinderii formelor avansate de comerț, dezvoltării bazei tehnico-materiale și pregătirii tehnico-profesionale. Ca urmare a acestor măsuri, în perioada 1960-1964, volumul mărfurilor alimentare și industriale desfăcute prin rețeaua Cooperativei de Consum a crescut de la 656 de milioane la peste 1 miliard de lei. Paralel, în aceeași perioadă, organizațiile cooperatiste au contractat și achiziționat produse agroalimentare în valoare de peste 635 de milioane de lei. Colectivul de muncă al GAS Tecuc era hotărât să obțină în 1965 producții vegetale și animale sporite și la un preț de cost cât mai scăzut. În acest scop, cifrele de plan au fost defalcate pe brigăzi, mașini și oameni. Revizia și reparația tractoarelor a fost executată cu mult înainte de termen. Întreaga cantitate de semânță pentru primăvară fusese pregătită din timp, din care 20 de tone numai pentru porumb. Pentru creșterea producției la hectar, suprafața de 868 de hectare cultivate cu grâu a fost fertilizată cu 104 tone de azotat de amoniu. Cadrele de specialiști ale gospodăriei, împreună cu șefii de secții și cu brigadierii, urmăreau zilnic starea solului, ca pe măsură ce va permite să înceapă cu toate forțele muncile agricole în câmp. Stuful, care altădată cădea pradă focului în zilele din 1965, a căpătat o mare valoare de întrebuințare. Imensa bogăție a deltei era valorificată în combinate, obținându-se produse de celuloză, papetărie, celofibră, cartoane duplex și furfurol. 1.000.000 de tone de stuf echivala cu 1.600.000 de metri cubi de lemn. Din această cantitate, 75% s-a întrebuințat pentru fabricarea celulozei. Campania electorală care se desfășura în luna martie asigura cetățenii că votul lor va fi pentru înflorirea orașelor și satelor, pentru bunăstarea și fericirea întregului popor. La Casa Alegătorului numărul 11 din Galați se discuta manifestul Frontului Democrației Populare. Președinta Comisiei de Femei a vorbit despre realizările obținute de poporul nostru în anii regimului democrat popular. Grija părintească a partidului se vedea prin înființarea căminului cultural 23 august, pietruirea străzilor și electrificarea.
Pe 6 martie 1965, Gheorghe Gheorghe Udej a transmis cetățenilor câteva cuvinte prin intermediul posturilor de radio și televiziune. Conducătorul a mărturisit că votul de pe 7 martie va oglindi hotărârea poporului de a merge înainte strâns unit pe drumul arătat de partid, adică drumul socialismului. Săptămâna se încheia cu prezentarea tuturor candidaților pentru Marea Adunare Națională. Printre ei se număra Muțoc Dumitru, decanul Facultății de Chimie Alimentară, Ursache Anica, tehnician la întreprinderile textile Galați, Negoiță Ioan, președintele CAP Pechea, Cahu Gelu, director tehnic al șantierului naval Galați, Boșca Smaranda, muncitoare, Manea Toader, vicepreședinte CAP Munteni și Popescu Dobre, frezor la uzinele Progresul Brăila. Cititorii au putut sfârși lectura ziarului Viața Nouă cu o poezie a lui Valeriu Gorunescu, denumită Încredere.